persoană foarte pasionată, nu doar de limba franceză, ci de cultura franceză în general. Și un om pentru care a preda nu era o obligație de serviciu, ci era o pasiune. Era, cred că, pasiunea vieții ei. Probabil de aceea și rămas atât de legată de tot ce a însemnat liceul de muzică și a fost o legătură extraordinară între ea și elevi. Dacă nu pui dragoste, nu primești nimic. Dacă nu dai ceva, nu primești nimic, în schimb. Ca să primești dragoste, trebuie să dai dragoste. Și copilul ăla trebuie să simtă că îl iubești, dar în același timp să fii foarte exigent cu el. Și elevii de la muzică sunt copii foarte sensibili, mult mai sensibili decât ceilalți. Și sunt sensibili la frumos. Și atunci reușeam să-i cuceresc. Deci n-am fost o profesoară rigidă, deși a fost o profesoară foarte exigentă. Și nimeni nu-mi reproșează. Foarte interesant că mă întâlnesc cu foștii mei elevi. La mine, nu știu dacă în toată cariera mea am dat mai mult de 20 de medii, de 10. Dar care a avut 10, ăla într-adevăr a știut. Și mă întâlnesc și acum cu foștii mei elevi și spun, am bucuria să mă salute și să spună, să rămână sau bună ziua, doamnă profesoară, mă bucur că vă văd. Cu dumneavoastră am învățat franceză și asta este mulțumirea mea. Am făcut 2 ani de medicină și mi-am dat seama că nu-i pentru mine. Și am zis, acum fac ceva ce doresc, ce îmi place. Și am simțit că pentru asta am vocație. Și am făcut-o și acum, dacă aș avea elevi, aș face cu drag și cu plăcere. Pentru că nu există meserie mai frumoasă decât aceea. Să vezi că copilul ăla se dezvoltă și iese ceva, iese un om din el. Și asta este foarte interesant și foarte frumos. Și știi că ai contribui și tu cu ceva, că acest copil să devină un om și un cetățean, mă rog, onorabil al societății.